Industria auto și cea a electronicelor se intersectează magic câteodată. Am văzut laptopuri co-branduite Lamborghini, telefoane McLaren, Porsche Design, iar mașini precum Ford GT-ul din 2017 au împrumutat Gorilla Glass pentru parbriz direct de la smartphone-uri. Nu am menționat Ford GT degeaba, macheta sa fiind mascota lui Realme GT 5G, cel mai nou telefon super high mid-range intrat pe piața din România. Bine ați revenit pe mobilissimo.ro, eu sunt Jolt și călcăm la maxim pedala de accelerație a lui Realme GT 5G în cadrul acestei videorecenzii detaliate. Nu stăm pe gânduri și începem cu analiza telefonului din punct de vedere al designului. Realme GT 5G este un telefon care ne-a sosit în varianta cu spate acoperit cu piele vegetală, cu o textură plăcută atingeri. E o textură granulară care aduce cu volanul învelit în piele al unei mașini de curse sau un controller mai răsărit pentru console și jocuri de PC. Terminalul se găsește și pe variantele Dashing Silver și Dashing Blue. Varianta testată de noi este numită Racing Yellow și combină spatele acoperit cu piele galbenă cu o dungă neagră, în stilul Racing Stripes, dungile războinice care marchează mașinile de curse de obicei. Acea bandă neagră continuă pe aceeași direcție ca modulul vertical al camerei principale. Rama este lucioasă și sunt gata să presupun că este fabricată din plastic, pentru că dacă era metal, probabil vedeam decupajele din plastic pentru antene. Construcția e solidă, nu pare genul de telefon predispus la îndoire la presiuni crescute. Tot ce regret e că nu are certificare IP68. Rezistă și la amprente, grăsime și uzură. Vine cu o talie de 9,1 mm, greutate de 186,5 grame și pot să spun că este un telefon manevrabil, utilizabil cu ușurință cu o mână și cu butoane responsive. Hai să vorbim acum și de display. Realme GT 5G are un ecran Super AMOLED cu o rezoluție de 2400x1080 pixeli și o diagonală de 6,43 inch. Are orificiu un ecran pentru cameră selfie și protecție din plastic aplicată din fabrică. Vine cu aspect 20:9 și are un refresh rate de 120 Hz. Touch sampling rate-ul este de 360 Hz, ceea ce face telefonul foarte responsiv la jocuri și gameplay-ul fluid. Am pornit câteva filme și seriale, clipuri pe YouTube și am constatat următoarele. Panoul este unul luminos, cu niște culori vii, corect calibrate. Stă bine și la contrast, rămânând lizibil sub soarele de iunie. Unghiurile de vizualizare sunt largi, iar negrul este adânc. Specific AMOLED, aș zice. Pixelii au aranjamentul Pentile Matrix, iar la testul cu luxmetrul am atins 461 lux. E peste Xiaomi Mi 10T, Galaxy S20 Ultra și Galaxy A72 4G, dar sub Realme 8 Pro, Zenfone 8 și mai toate telefoanele cu procesor Snapdragon 888. Realme pune la bătaie și modalități de a-și amplifica experiența vizuală cu moduri ca Video Image Sharpener, face videouri de calitate mai slabă să se vadă mai clar, dar și convertor de la SDR la HDR. Sunt și opțiuni de personalizare Always On Display, iluminare Edge și opțiuni pentru mărimea fonturilor. Ecran de calitate. Și atunci când vine vorba de performanță și hardware, Realme GT 5G nu prea face compromisuri. Ce vrea gamerul? Păi procesorul cel mai puternic. Îl avem. Un Snapdragon 888. Gamerul mai vrea și un ecran capabil. În acest caz, un Super AMOLED de 6,43 inch, cu refresh rate de 120 Hz și rezoluție de 2400x1080 pixeli. Avem și 8 sau 12 GB RAM LPDDR5, dar și 128 sau 256 GB stocare UFS 3.1. Și să nu uităm de un sistem de răcire, iar în acest caz avem un mecanism de răcire vapor cooling pe bază de o combinație oțel-cupru, acolo unde mai toate sistemele de răcire au doar cupru. Și să nu uităm de straturile 3D din grafit. Ce nu primim însă este un slot microSD, certificare IP68 și încărcare wireless. Avem parte și de două sloturi nanoSIM, cititor de amprente optic integrat în ecran, dar și o baterie de 4500 mAh cu încărcare la 65W. Gamerii au parte și de difuzoare stereo, unul jos și unul în casca pentru convorbiri. Și jack-ul audio a fost păstrat la posturi. Există și conectivitate 5G și Wi-Fi 6, dar și Bluetooth 5.2, GPS Dual Band, NFC și port USB-C 2.0. Și fără doar și poate, am supus acest flagship killer și la câteva teste benchmark. Telefonul obține și rezultate excelente în testele de performanță, ba chiar peste așteptări. În AnTuTu 8 suntem pe locul 2 all-time,
doar în spatele lui Asus ROG Phone 5 și nu la distanță mare. Am sărit de 700.000 de puncte și am depășit toate flagship-urile lui 2021 testate până acum. La testul Geekbench 5 Multicore ocupăm un loc 5, dar depășim telefoane din seria Galaxy S21, OnePlus 9 și alte hituri. OnePlus 9 Pro și Xiaomi Mi 11 Ultra sunt puțin peste. În 3D Mark Slingshot Extreme S3.1, testul de GPU ne plasează pe locul 2 după Asus Zenfone 7 Pro. Am depășit până și Asus ROG Phone 5 Pro, ceea ce mi se pare șocant, uimitor, la prețul plătit. E totuși alt preț plătit pentru așa performanță, o supraîncălzire accentuată când faci benchmark-uri, temperatura ducându-se chiar la 51 de grade Celsius, deci telefonul trage tare să obțină acele rezultate. Din fericire, la sesiunile de gaming nu s-a dus peste 35,4 grade Celsius, așa cum arată testul nostru cu termometrul. Am jucat Real Racing 3 și Need for Speed No Limits și nu am avut parte de supraîncălzire. Avem și 3 setări de gaming mode și chiar și pe Pro Gamer s-a descurcat bine. Trecem acum la partea de baterie. Dacă vrei un telefon de gaming, atunci nu trebuie să precupețești niciun efort în a obține cât mai multe ore de utilizare. Nu cred că ai vrea să moară telefonul fix când ești în mijlocul unui meci de Call of Duty. Realme GT 5G stă binișor și la acest capitol, cu o unitate de 4500 mAh la interior, care suportă încărcare rapidă SuperDart la 65W. Pe hârtie ni se promite alimentare de la 0 la 100 în doar 35 de minute. Avem și optimizări la nivel de Super Power Saving, consum redus în standby și înghețarea aplicațiilor aflate în stare idle. Poți chiar încărca alte dispozitive via port USB-C. Pe lângă încărcătorul din pachet, am mai primit încă unul cu conector USB-C și cei doi pin normal pentru piața locală, dar și unul ultra-compact de 50W, care încape lejer în buzunar. E mic cât un stick USB. Începem și cu testele acum și mă declar impresionat de rezultatul atins la testul de playback video. 18 ore și 57 de minute. Asta în condițiile unui telefon 5G cu procesor înfometat de energie și ecran de 120 Hz. Stă mult mai bine decât la alte telefoane cu procesoare Snapdragon 888. La utilizare continuă am atins 11 ore și 13 minute. Ceva mai modest, dar încă în grafic. Încărcarea a fost fantastică. Realme GT 5G e oficial pe locul întâi în ierarhia noastră, drept telefonul care se încarcă cel mai rapid de pe piață în doar 30 de minute de la 0 la 100. În 15 minute ești deja gata de plecare cu 62%. Avem și opțiunea de power saving foarte utilă. La partea de conectivitate, telefonul are două sloturi nano SIM la bord și vine cu suport 4G și 5G. Pe partea Wi-Fi avem suport pentru frecvențele de 2,4 și 5 GHz plus Wi-Fi 6E. Există și Bluetooth 5.2 cu suport SBC, AAC, aptX, aptX HD și LDAC. Pentru plăți avem NFC, iar localizarea se face cu GPS Dual Band, GLONASS, Beidou, Galileo și QZSS. Era să uit de portul USB-C 2.0. Există și Smart 5G care percepe inteligent semnalul din jur și face trecerea în mod inteligent între 4 și 5G. Am făcut și teste de viteză cu aplicația Speedtest, obținând rezultate excelente, 763 MB pe secundă la download Wi-Fi și 789 MB pe secundă la upload, care dacă nu mă înșel sunt recorduri în 2021. La testul 4G am ajuns la 240 MB pe secundă la download în rețeaua Orange România și 59,3 MB pe secundă la upload. Rezultate excelente. Apropo, ultimul rezultat, 228 MB pe secundă download și 11 MB pe secundă upload, e pe o rețea 5G, în sfârșit prinsă de noi la test. Pe partea de sunet, avem difuzoare stereo, unul jos, lângă portul USB-C și unul sus, cel earpiece folosit și pentru convorbiri. Telefonul are și jack audio și suport pentru acustică 24 de biți. Săpăm puțin prin setări și găsim o opțiune Dolby Atmos, dar și două profiluri, Environment și Scenario Specific Profile. Putem alege între un profil smart, adaptat automat în funcție de scenariu, movie, surround 3D și bas puternic, gaming, câmp sonic larg și bas bogat, și music, sunet vibrant și echilibrat. La testul cu sample-ul acustic am ajuns la 81,9 decibeli cu speakerul de jos și 85,5 cu cel de sus. E un lucru inedit pentru că speakerul de jos e de obicei mai puternic. Am depășit cu puțin un alt telefon de gaming, Nubia Red Magic 5G, dar și pe Motorola Edge Plus și telefoane precum Galaxy S20. Asta cu rezultatul de sus, iar cel de jos a fost mai spre coada clasamentului. La gaming am atins 99,8 decibeli, fiind aproape de pragul ideal de 100 de decibeli. Și acum trecem la capitolul camere, unde avem următorul setup. În față se află o cameră selfie de 16 megapixeli
și mă gândesc că sunt șanse mari să fie cea de pe Realme 8 și Realme 8 Pro. În spate se află un modul triplu care integrează un senzor principal de 64 megapixeli, alături de o cameră ultra-wide de 8 megapixeli cu unghi de 119 grade și o cameră macro de 2 megapixeli. Are blitz dual LED, filmare 4K la 60 de cadre pe secunde și moduri precum Night, Portrait și stabilizare specială Steady. Nuanțele sunt foarte aprinse, fie că privești râul sau ramă. Verdele vegetației nenatural și cerul e la rândul său de un albastru prea optimist pentru realitatea în care existăm. Parcă avem o cameră ultra-wide mai cu picioarele pe pământ și mai pragmatică la culori, la prima vedere. Zoomul nu face mare impresie, încă de la 2X lucru de așteptat în lipsa unei camere telefoto. Am apreciat detaliile și claritatea, acel sharpness al fiecărui cadru, dar și textura ruginei de pe podul metalic din Timișoara. Aș zice că un ipohondru se poate teme de tetanos prin poză. Mi-a plăcut textura norilor pufoși, a apei și a frunzelor, dar nu e nimic aici ce n-ar putea produce un telefon high mid-range răsărit. Selfie-urile nu intră prea mult în detalii, întind pielea prea mult și nu redau o expresivitate prea mare. Lăudam mai devreme nuanțele camerei ultra-wide, dar uneori prinde și ciudățenii, ca niște nori mai vineții parcă. Legat de nori, ei devin tot mai caricaturali pe măsură ce progresează galeria. O bilă albă pentru poza cu soarele în față, care nu a ieșit chiar rău. Aici a zice că s-a comportat telefonul aproximativ ca și Xiaomi Mi 11 Lite 5G, într-o situație similară. Cât despre captura nocturnă, știți melodia roșu aprins de la luna amară? Cam așa s-ar defini această galerie. Mult roșu, portocaliu și capturi ultra-wide inutilizabile. Pot să zic că nu-mi displace acel zoom spre coloană, doar că și aici culorile sunt ciudate, calde și portocalii. Am mai avut și alte nuanțe ciudate, mov și roz, apărând prin cadre scoase la lumină de AI. Night Mode face o treabă foarte bună, scoțând la iveală mii de plante în fața columnei din piață, spre exemplu. În vreme ce cu un cadru înainte, nici nu le distingeai. Arată ok și capturile de la Catena, doar că una e prea întunecată. Și acum hai să vorbim și despre filmare. Încep prin a vă spune că testul de stabilizare e trecut cu brio și nu văd imaginea deformându-se în vreme ce filmam din mers. Sunt și detalii suficiente, însă captura nu are un balans de alb corect. E cam albăstruie de la soarele filtrat de nori. Ultra Steady face o treabă foarte bună, nu am obiecții. Însă la ce am obiecții e culoarea cerului și a norilor. Cam caricaturală față de realitate. Filmarea selfie cu chipul în color și fundalul alb-negru e artistică, dar nu prea bine stabilizată. Filmarea selfie standard a prins o față expresivă și multe detalii și imperfecțiuni ale chipului, dar în spate flicăre expunerea. Am pus mare accent pe filmarea selfie pentru că gamerilor care fac streaming cu siguranță le pasă de așa ceva. Zic că poți face treabă, doar să nu te miști prea mult. Filmările 4K sunt și ele stabilizate excelent, ceea ce mă bucură și zic asta inclusiv despre o filmare cu o urcare a mai multor trepte. Detaliile sunt mult mai bogate decât la Full HD și culorile parcă se mai temperează. Zoomul după 2X duce imediat la zgomot, așa cum se vede la această turlă. Avem și câteva filmări mai spre macro cu flori portocalii spre final. Toate bune și frumoase la detalii și stabilizare, însă nu așa bine la culori și la balansul de alb. Noaptea filmarea e roșiatică, la modul exagerat, și avem și câteva valuri peste imagine care nu sunt chiar flatante. Cantitate mare de zgomot. E clar că acesta este un telefon pentru gamer, nu neapărat pentru fotografi. A trebuit să fie undeva un compromis, pentru a atinge prețul excelent practicat de Realme. Și acesta a venit la capitolul de cameră. Realme GT 5G e poate cel mai atractiv telefon de gaming al momentului, dar fără a epata pe tema asta. Fără butoane laterale, fără luminițe care se aprind, ambalaje cu forme ciudate sau ventilatoare la interior sau atașabile. Preferă să-ți arate că e de gaming printr-o metaforă legată de supermașini, dungă de pe spate, poate și mascota Ford GT cu care m-am jucat. E cel mai ieftin telefon cu procesor Snapdragon 888 și are cea mai rapidă încărcare de pe piață. Fie și numai pentru aceste două aspecte, un gamer ar trebui să-l ia foarte serios în calcul. Adăugăm Wi-Fi și 5G foarte rapide, difuzoare stereo și un ecran AMOLED de 120 Hz. Și ne dăm seama că nu mai trebuie să faci sacrificii financiare pentru a cumpăra un telefon de gaming cu de toate. Mai puțin cameră de flagship, ce drept, dar faptul că primim una de high mid-range nu e rău. În momentul acestei videorecenzii, Realme GT 5G este disponibil la comandă la următoarele prețuri. Varianta cu 8 GB de RAM și 128 GB stocare vine la un preț aproximativ de 2499 de lei. Iar în cazul variantei cu 12 GB de RAM și 256 GB stocare, acesta poate fi achiziționat la prețul de 2799 de lei. Pe curând!